Bun găsit! Și dintele de lapte al copilului are nevoie de tratament de canal. Un astfel de tratament este la fel de important ca în cazul dintelui permanent. De ce? Pentru că un dinte de lapte cariat și netratat poate afecta irreversibil viitoarea dantură a copilului. Fii gata pentru deschidere Regina Maria Dental Clinics și vei avea dinți sănătoși de viață. Cu toate că dinții de lapte se schimbă la un moment dat, tratamentul de canal este recomandat atunci când fie avem un traumatism dentar, fie avem acolo o carie mult prea mare care a ajuns la nerv și nervul practic se îmbolnăvește. Tratamentul de canal înseamnă că intrăm pe rădăcini, adică accesăm rădăcinile, curățăm nervul de acolo și punem un material special în interiorul rădăcinii, iar apoi cel mai bine ar fi ca dintele să fie reconstruit cu o coroniță. Se poate pune și o plombă, dar corona practic ajută dintele să stea mai mult timp acolo și să nu se fractureze în timp. În general, copilul trebuie pregătit înainte de prezentarea la medicul pedodont. Tratamentul de canal ar trebui să fie explicat în felul următor, că mergem să scoatem inimioara dintelui sau nervul dintelui ca să îl tratăm. Pescuim, între ghilimele, cu niște undițe nervul de pe canale și punem acolo o plastelină ca să avem dintele în continuare în guriță. Odată pregătit, părintele duce copilul la cabinetul de stomatologie pediatrică pentru consultație și intervenție. Îndepărtăm de acolo caria, deschidem camera nervului și scoatem de acolo nervul afectat. Ulterior punem acolo un material special care ne ajută pe noi să menținem dintele acolo sau măseaua, în funcție de caz, cât timp este nevoie până se schimbă. Și apoi punem o plombă sau o coroniță metalică sau de zircon. Un tratament de canal la copii este diferit de cel pentru adulți, pentru că cei mici au o cooperare ușor diferită. De cele mai multe ori realizăm un tratament de canal la dinții de lapte în mai multe etape. În două sau în trei etape, bineînțeles în funcție și de starea dintelui înainte, dacă a avut o infecție mare acolo, dacă a durut foarte mult, și în funcție de caz ne adaptăm. Tratamentul de canal se poate face și cu anestezie locală, dar și fără, atunci când nervul este deja mort, s-a necrozat, a murit acolo și practic a fost o infecție, putem să facem și fără anestezie locală, pentru că din moment ce nervul nu mai este viu, nu mai doare, dar sunt și situații destul de dese în care facem anestezie locală clasică, nu doar cu gel sau cu spray, și scoatem nervul și facem pașii necesari. Tratamentul de canal pe dinții de lapte ai copilului are avantaje multiple, dar și unele dezavantaje. Facem asta ca să menținem dintele în gurița copilului cât se poate de mult până la momentul în care se schimbă natural. Deci, practic, dacă acolo a fost o carie mare la o vârstă mică, ajutăm copilul să rămână cu dintele respectiv cât mai mult timp până se schimbă. Sunt însă și câteva dezavantaje, mai puține decât părțile bune, și anume un dinte care e tratat pe canal devine mai casant, deci este predispus mult mai mult la a se sparge sau a se fractura. De aceea alegem și reconstruirea cu coroniță, dar este un dezavantaj minor pe lângă multele beneficii. După efectuarea tratamentului, copilul trebuie să respecte câteva recomandări. După tratamentul de canal, oferim părinților niște sfaturi să aibă grijă de dintele respectiv, pentru că este mai predispus la fractură și la a se sparge. Rugăm părinții să nu le mai dea alimente foarte tari și lipicioase, de genul acadelelor sau popcornului. Asta în special atunci când dintele nu este reconstruit cu o coroană care să închidă ermetic dintele, atunci când avem acolo doar o plombă. Și plombele, bineînțeles, se pot desprinde de pe dinte dacă nu avem un pic grijă la asta. Fii gata pentru deschidere Regina Maria Dental Clinics și vei avea dinți sănătoși de viață.